Bine v-am regăsit, iată care sunt principalele știri ale zilei. În ziua de 24 mai, la Biserica Dormirii Maicii Domnului din Bilca, înalt preasfințitul Pimen a venit și a susținut Sfânta Liturghie. Totodată s-a sfințit un preot, un diacon și s-a dat un grad onorific unui preot de la Rădăuți. Și unde se vârșește pe ea.
bucuria cei mici să primim binecuvântarea în al preasfințitului Pimen, arhiepiscopul Sucevii și Rădăuților, care cu blândețe ne conduce spre calea mântuirii. Avem nevoie acum, când dorim să cunoaștem mai multe, să știm care sunt pericolele tinerilor și cum să ținem dreapta credință. În felul acesta am fost crescuți de părinții noștri, dar și de școală, prin părintele Canancea Gheorghe, care ne-a învățat să urăm păcatul și să iubim virtutea și valorile credinței strămoșești. De 10 ani am participat alături de părintele Canancea la corul de copii numit Mugurașii la diferite acțiuni organizate de Crăciun, Anul Nou, Paște, de Ziua Sfântului de la Ștefan de la Purna și altele. Arătând tuturor portul nostru strămoșesc, cântecul popular și religios, precum și tradițiile satului nostru. Mulțumim înalt preasfințitului Pimen pentru binecuvântarea și îndemnurile sale, precum și părintele Calancea Gheorghe, părinților și profesorilor noștri, care ne luminează calea, ne învață să fim oameni buni ai patriei noastre și creștini statornici și vrenici ai Bisericii Ortodoxe Străbune. Doamne, ajută-ne! Hristos a înălțat, sunt preotul Calancea Gheorghe, parolul Bisericii Ortodoxe Adormirea Maicii Domnului din comuna Bilca. În această parohie păstoresc de 30 de ani. Astăzi am avut bucuria și această onoare făcută din al preasfințitului Pimen de a veni să săvârșească Sfânta Liturghie și să ne binecuvinteze și să se roage pentru iertarea păcatelor noastre. Bucurie care a fost întreită sau însecită pentru că, iată, Dumnezeu a binevoit ca în această zi să fie aici har peste har, lumină peste lumină, bucurie peste bucurie, pentru că s-a sfințit un diacon, s-a sfințit un preot și s-a dat un grad onorific preotului Calancea Nicușor de la Rădăuți. O bucurie deosebită pentru că, așa cum bine știm, Biserica Ortodoxă păstrează adevărul cel curat. Aici, în Ortodoxie și mai ales la Bilca, ne luptăm cu aceste curente păgâne sau ale sectelor care vin de fiecare dată să ne tulbure liniștea. Totuși, în acest război cu ei, noi am biruit pentru că ne-am păstrat dreapta credință, portul și tradițiile noastre, căutând prin rugăciune, prin păstrarea credinței și prin îndemnul pe care îl fac de fiecare dată de fața Sfântului Altar, să se păstreze aceste valori deosebite ale credinței noastre ortodoxe. Biserica noastră, iată, dăinuie de mulți ani. Aici s-a pus temelia în 1808. Apoi, în 1877, a fost sfințită această biserică de către mitropolitul de atunci, Teoctist. Mai pe urmă au suferit mai multe reparații, mai multe înfrumusețări. În cele din urmă, acum 3 ani de zile, s-a resfințit această biserică, sfințindu-se pictura care s-a făcut timp de 3 ani de zile aici. Parohia se întinde pe satul nostru, se întinde pe aproape 10 km și aici, în parohia noastră, sunt 3 biserici, 3 parohii, pe care se slujesc de fiecare dată, în fiecare duminică și sărbătoare, parohii care sunt înzestrate cu toate cele necesare slujbe religioase, cultului divin, și unde preoții se împacă, se ajută și se totdeauna, atunci când este nevoie, lucrează împreună la binele obștesc al acestui sat. Mulțumesc din suflet în al preasfințitului Pimen, care a binevoit ca astăzi să se pogoare de la Suceava aici la Bilca, să ne binecuvinteze. Mulțumesc din suflet domnului primar, care este alături de noi, autorităților locale și celor de la școală, care colaborăm în toate acțiunile de păstrare a tradițiilor, a cântecului nostru popular și religios și mai ales a portului nostru. Mulțumesc tuturor celor care vin de fiecare dată aici, la Sfânta noastră Biserică, care este ocrotită de Maica Domnului, să-și găsească liniștea, pacea și bucuria sufletului. De aceea doresc totdeauna acestor credincioși, mă rog pentru ei, să găsim totdeauna calea cea adevărată, să-L găsim pe Mântuitorul cel adevărat, doctorul nostru, și să considerăm această biserică a noastră acel spital unde să ne dea medicamentul Mântuitorul Iisus Hristos dorit de toți, care este bucuria. Deci, iată, Mântuitorul
vine prin acest spital biserica și ne dă acest medicament, bucuria. Bucurie care, iată, Mântuitorul Iisus Hristos a rostit-o încă din prime zile după învierea sa, spunând mironosiților femei, bucurați-vă, apostolului pace și a dat tuturor lumina cea adevărată. De aceea vă doresc și dumneavoastră sănătate, pace, liniște, bucurie și împlinirea tuturor dorințelor. Să ne trăiți într-un mult și fericiți ani și fiindcă ne aflăm înainte de Duminica Mare, pogorârea Sfântului Duh, rusalile, vă doresc de pe acum ca Duhul Sfânt să se povoare asupra noastră tuturor, prin Sfintele noastre taine și să lucreze prin om spre mântuirea sufletelor noastre. Amin. Hristos a înălțat, multă sănătate la toți!